E ben be o? Ben be o. Kazan. Kazan. Ușor că iau copyright, stinge. Ai, cagulă de aia de săraci. Mamă, mamă, ce m-au băgat ăștia în spate. Pot să-i dau, da? Hai să-i bag ca să te văd. Am luat-o pe exterior. Aici la fel. Am pierdut timp. Asta o poz la maxim. Te pleci și pe asta. Dă-i cât poz de tare, dă-i cât poz de tare. Hai bă, dă bă drumul, bă. Din aplicație. Mamă, ce praf e, bă, băiatule, bă. Da, n-ai pe acolo. Ușor că iau copyright, stinge. Așa, nu știu unde-i mânerul. Ce coteață. Bă. Ce cuplu are și cu casca asta în cap, ce dracu să mai fac? Mergi, bă, normal, lasă mașina în pace, bă. Are geamele. Astăzi mergem să ne dăm la carturi și am decis, frate, mi-a decis că înainte să ne dăm în carturi, să ne mai dăm într-un cart. Dar pe strada reală. Aoleu, aoleu, aoleu. Ia! Suta. Stai, bă, ușor. Nici nu știi când ai ajuns la 140. Unde ți arată nivelul bateriei? Ai făcut 26 de km până acum? Acum e BMW, mă? BMW. Kazan. Kazan. Stai, mă, ușor, că n-ai, nu vezi în față. Aoleu, mă omoară ăsta. Aoleu, aoleu. Astăzi, pe pandemie, ne dăm la carturi. Veniți să ne dăm cu carturile. Ne învârtim în clădire carturile. Eu vreau să mă bată vântul. Vreau să mă bată vântul. Și de data asta nu Sorin Ovidiu vântul. Sala Mihail Sadoveanu. Mihai Eminescu. Și Motorider. O să-mi facă sală. Haide după dumneata, că tu știi. Bună. Da, da. Nu, trebuie să facem. Ok. Veniți la mine, vă dau cardul de membru, plătiți și vorbim despre ce vreți, cât de flori vreți să vă dați și vreți. Ok, new member. Moto Rider. Hai să punem 26081. Nu, nu, nu. Sunt, am 20 de ani. Validate. Asta e puta. Confirm faptul că confirm. Thank you. Unu, patru, unu, 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 unu. Nu mai eu puteam să am numere de-astea. A, îți dă cagulă, mă? Ai, cagulă de-aia de săraci. Ia. Ce poză! Motorider de resebaca. Și e pe timp, pe de-astea, sau cum e? Da, da, da. Și... să scoți cel mai bun timp, aia. Da? Mihai! Unde e Mihai? Salut, Mihai! Hai, Mihai, că vreau să mă dau. Restaurarea numărul 33 este locată de
ca să evitați de accidentare. Ok. Avem o dreapta accelerație și în stânga frână. Încă dacă nu ne-a trăsit pe ambele, a trăsit separat. În cazul ne-a trăsit și trebuie să vedem cu spatele, cine va apăsa butonul la coastru și vedem cu spatele. Frate meu, stânga jos, dârâse baca, iar în următorul slide, în stânga sus, sunt eu acolo. Aceasta este pista, mașinuțele le avem pe toate aici și ne pregătim să intrăm în sesiunea 58, mi-am luat două sesiuni. Filmez. COVID. Salut. Două pedale, verde accelerat pe stânga frână. Pe volan ai un buton de boost, este butonul verde, ai 7 secunde pe tură, full power la car. Îți recomand să le folosești în urcări, poți să folosești 2 secunde aici sau 2 secunde mai târziu. În partea cealaltă, da. Ai un buton albastru. Butonul de marșalier, da. Sigur. Mamă, ce m-au băgat ăștia în spate de tot. Hai se baca. Hai, baftă. Bun, să ne punem și centura, că data trecută, sesiunea trecută mi-am pus centura și GoPro-ul nu a înregistrat. Și dragii mei, o să pot să faci undeva la 8 ture, pentru că e undeva la 1 minut și ceva, 1 minut și 5 secunde, ceva de genul. COVID. Data trecută am scos undeva la 1 minut și 2 secunde cel mai rapid tur. Însă astăzi vreau să-l scot cel puțin la 1 minut. Mi-am cumpărat două sesiuni și vreau să-l scot la 1 minut. Înaintea noastră a fost sesiunea de junior și un tur cel mai rapid tur. Văd că a fost 1 minut și 28 de secunde. M-am mușit în spate. Sper să fie totul bine, să pot să las pe cel din față să meargă, pentru că eu în general vreau să merg mai repede. Avem cauciucurile, momentan sunt reci. Și plecăm, băieții. Plecăm pe sesiune, dreapta accelerație. Și acum să executăm forțe puțin mai mari. Mersi, tati. Și am plecat din nou la cursă. L-am luat deja pe primul și intrăm frumos. Cu piciorul în blană în curba asta și intrăm și în asta frumos. Aici ușor, că am greșit-o ușor pe asta. Cauciucurile sunt reci, de asta nu mai merge ca ieri. Și atunci trebuie să le încălzim, să facem puțin drifturi în curbele astea. Așa. Curba asta puțin mai largă, că eu e în două ape. Asta la fel. Hai să folosim din ce în ce mai puțin frâna. Să vedem cum să-i luăm și pe băieții din față, că trebuie să... Ce impact am avut cu băiatul din față. Mi s-a pus viziera la cască automat. Trebuie să-l iau. Motorrider sunt pe 2. Aici trebuie să-i dau, trebuie să-l fac cumva să-l iau, că îmi pierde din timp băiatul ăsta. Nu mă lasă să-l depășesc. Păi băiatule, bă, ce să ține ăsta. Nu mai fiți, mă, nesimțiți, că vreau să scot timp. Vai, da, ce l-am întors. Asta puțin mai largă. Și intrăm și o tăiem pe aici. Doamne, dar ce l-am trântit pe omul ăla acolo. E, dacă n-a vrut să dea din fața mea când a trebuit. L-am mars pe fraier. Haide, Motorrider, 1 și 4 secunde. Am pus mai mult. L-am prins și pe ăsta din față.
Să vedem cum îi depășim. 1-0-2, cel mai bun timp. Uf, Doamne! Hai mă, lasă-mă să te depășesc. Îmi pierd timp, aire. Ce, frate, uite cum se bagă. I-am luat pe amândoi, Doamne, ce frumos i-am luat. Asta este cea mai dracu curbă. Doamne, și am transpirat. Trebuie să o luăm direct. Salut, băiatu. Ieșim în exterior, intrăm în lungo, tăiem tare și pe asta la fel. Of, Doamne, 1-0-1. Gata, s-a terminat cursa. Da, da. Pe primul culor. Mamă, eu avem piciorul tot timpul pe accelerație. Doamne, cât am transpirat. Mă ustură și ochii. Sper să nu mă înjure nimeni pentru că i-am întors pe pistă. Să vedem acum ce rezultate am avut. Motor Rider 13 a fost pe locul 3. DRS Baca a fost pe 5. Cel mai rapid tur al meu a fost 1-0-1. Și cel mai rapid tur. Te rupe să bagi unul după altul. Mersi, mersi. Au. Mamă, mi-a dat-o pe picior. Da, trebuie să vin acum, că e, cred că e limitat de viteză, da. Okay, da. Dar, din păcate, limitarea se face după timpul teoretic. Nu avem o bandă magnetică care să te limiteze la final. Da. Este teoretic unde ești tu pe pistă soft și te limitează când urci pe pod, în mod normal. Da, păi am văzut că acolo se face. Vină buloc să împinge acolo, mai ales că e și virajul ăla. Da. Auzi? Ca trick pe virajul ăla strâns acolo, ce... Trebuie să nu derapezi, trebuie să-l pregătești să vin stânga. Da, și să-l iei cât mai în larg? Să ieși în larg din el. Da. Da, păi în general nu prea frânesc, pă. Mai bine, mai aproape, că pot să mă las frumos pe curbe. Gata. Pot să-i dau, da? Hai să-i bag ca să te văd. Ne ține limitat până pleacă toți din pit stop. Suntem pe primul loc. Până se încălzesc cauciucurile, o să derapăm puțin. Ne-am învățat cu cealaltă. E frate meu în spate. Se pregătește și vine tare. Dură se baca și Motor Rider primele. Îi dăm ușor bustulică. Intrăm pe asta. Aici niciodată nu mai face greșeala asta. Trebuie să mă gândesc la altă rută pentru partea aia acolo. Ne lăsăm pe curbe ca pe motocicletă. Este foarte solicitant acest sport. I-am prins pe ultimii. Doamne, ce frumos i-am depășit. Și în continuare mergem după următorii. Aici ușor cu frână. S-o ștergem. Perfect, perfect. Acolo trebuie frână. Acolo trebuie frână. Trebuie să-l iau acolo. Ah, m-a luat Sebaca. Mamă, cum merge. Bară la bară. Hai Sebaca, că poți. Ușor, că aici pierzi timp. Ușor cu frâna acolo. Ce mă bat eu cu Sebaca? Am luat-o pe exterior. Lasă-mă! Ma!
Doamne. Haide. Ah. S-a întâmplat ceva. Este foarte greu să vorbești și să iei curbele, să reziști la la astea în același timp. Haide moto, raidere, că poți. Maxim aici curbă și pe partea asta la fel. Intrăm de pe exterior, pe interior, pe curba asta în blană. Aici la fel. Am pierdut timp. Asta o poză la maxim. Te apleci și pe asta. Dă-i cât poză tare, tate. O dor degetele. Poftim? Ok, lasă aici. Mă dor degetele într-un hal. Și cum mănânci bine, de asta două sesiuni, una după alta, capul meu e varză. Se rupe la mâine. După două sesiuni la rând, da? Am făcut 3 de zi maxim, după alta. Da? Se rupe. Ah, locul 3 am luat de data asta. A ieșit pe 2. 1.02.465, cel mai bun timp. Data trecută am putut mai mult. Se bacă, am mers mai bine pe sesiunea asta. Uite-l pe motorider acolo. Uite-l, pe 3. Era fost pe 2, încă una pe 2 și acum pe 3, numai pe podium mă ține. Mort, am tricou flash. Mai filmăm, dar cum să beau cu casca, mersi. Mai stăm o leacă să ne tragem sufletul. Și asta e pe ce am alergat noi astăzi. Dr. Sebaca, 1.02.368, eu 1.02.465. Nu, eu am mers mai bine sesiunea trecută, cred că. Acum înseamnă că dintre noi doi am fost timpul cel mai bun până acum? Da, dar sesiunea trecută te-am luat. Da? Da. Bă, nici eu n-apuc să mă uit pe ecran. Văd 1.03. Vă sfătuiesc să veniți și voi aici dacă sunteți dale vitezei, dacă sunteți dale plăcerilor, nu neapărat dale vitezei. Și dacă luați GPU, pachetul de GP, vă crește și puterea la carturi. Ia să vedem noi pe băiatul cum trece. Viteza nu e cine știe ce, dar pe curbe sunt forțe foarte mari. Eu am încercat tot timpul în cursa asta să nu pun frână, să țin piciorul tot timpul pe accelerație, să intru cât mai tactic în toate curbele. Dar ca per total senzația e super faină și e de venit, e de încercat. E și un sport în același timp, pentru că după două sesiuni sunt mort și sunt transpirat flash ca mâinile varză. Așadar, pentru că curentul s-a terminat în carturi, zi-mă că nu mai am vlagă nici. Unde trebuie să dai boost? Acolo. E minime de secundă. E zecime, sutime, minime. Bă, deștept ești, mă. Bă, hai că închidem la metrou și iară trebuie să iau tramvaiul încolo. Da. Le dezinfectează, mă, super faină ideea. Chiar dacă porți cagulă, tot le dezinfectează. Dăm cu dezinfect. Îmi strupi prietenii. Bine, pa. Motospațiu. Rider. Și apare poza mea, tâmpit. 101.895. Te-am făcut. Cel mai rapid tur. Cartul 13. Așadar, și prin urmare, pentru că curentul a fost terminat și nu mai avem altul, banii nu mai sunt în portofel ca să ne mai dă încă o dată cu carturile. Nu uita să dai și tu acest episod prietenilor tăi ca să vadă și ei mai departe cum se dă cu cartul pe aici. A fost Motorider și Dr. Sebaca aici cu voi. Să dai share, subscribe și coment. Motorider pentru tine, numai bine. Pa! Pupi, pa!